Președintele Claus Iohannis a ajuns astăzi la spital. El a fost operat de urgență la umărul drept la spitalul militar din capitală. Acum se simte mai bine și spune că de mâine se întoarce la muncă. Claus Iohannis a fost internat astăzi la spitalul militar central. Acolo a fost operat la nivelul umărului drept. Imediat după intervenție, șeful statului le-a transmis tuturor românilor. Astăzi am fost supus unei intervenții chirurgicale la umărul drept. Operația a fost una reușită, mă simt bine și mâine îmi voi relua activitatea la Palatul Cotroceni. Apreciez munca echipei de medici și mulțumesc întregului colectiv de la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila. Diagnosticul președintelui este bursita subacromială dreaptă, adică o inflamație a spațiului situat între osul acromion și părțile moide de dedesubt. Administrația prezidențială a dat asigurări că starea de sănătate a lui Claus Iohannis este acum foarte bună și este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției.